naște-ți tabla, pentru că vine să mai rămân cu privirea așa, uitându-mă cu bucurie la acest model de exercițiu. Ne-am plecat la inegalitatea aceea, logarim baza, era logarim baza din A plus B pe 2, mai mare egal decât... Baza a din X ori. Dacă și numai dacă, A mai mic ca U. Și eu spuneam, din clipa aceea, am și văzut că spre inegalitatea mediului mă voi duce. De aceea am dus-o până într-un loc și ne-am întors dacă, și te-am întrebat, știi ceva de inegalitatea mediului? Am zis, am auzit ceva. Și am scris inegalitatea mediilor pentru două numere, pentru trei numere, pentru patru numere, da? Și am demonstrat pentru două numere, ar fi interesant să vedem cum demonstrează, pentru N numere, inegalitatea mediului, asta este o problemă foarte tare. Deci, pentru două numere, am văzut că să, prima să pleacă la radical din A minus radical din B, totul la pătrat. Iar inegalitatea între media geometrică și armonică, se reduce asta aranjată la inegalitatea media aritmetică cu geometrică, dar pentru două numere, pentru trei, pentru patru, pentru cinci, nu îndrăznesc încă să ne apucăm. Este o demonstrație foarte frumoasă. Le propun vizitatorilor noștri de pe site, să, de pe blogul Prof Online, să încerce demonstrația. Când lucram cu olimpicii mei, m-am spus-o și altă dată, am avut 17 premii naționale, când lucram cu ei, sigur că această problemă am rezolvat-o. Deci, inegalitatea mediului, demonstrație generalizată și demonstrată. Adică, ce înseamnă generalizată? Nu cu două, nu cu trei, nu cu patru, ci cu N numere. Deci, dacă avem numere A1, A2, și mai departe, AN, niște numere din R plus, steluță, atunci, în situația asta, A1 plus A2 plus puncte, puncte, plus AN, cele supra-N, deci cele N numere adunate, media aritmetică a celor N numere, asta media aritmetică, e mai mare egal decât radicalul nici N. A1 ori A2 ori AN, care e mai mare egal decât media armonică, asta înseamnă ce? N supra... Mai mare egal decât N supra... 1 pe A1 plus 1 pe A2 plus și mai departe plus 1 supra AN. Da? Asta este inegalitatea mediilor generalizată. Iar demonstrația în sine este într-adevăr o problemă foarte, foarte frumoasă. Le lasă această problemă celor care se ocupă de lucruri frumoase, interesante în matematică, să o poată demonstra. Și eventual să... Așa am pățit, în ghilimele, spusul 2011, un elev vădus din Sighișoara, terminaseră... Nu ți-am spus de filmulare, ăsta nu ți-am spus, nu? Terminase clasa a 7-a și... O dat peste mine. În 2011 aveam vreo 62 sau nu știu cam așa, de lecții făcute. Acum sunt 350 și. Da. Atunci aveam 62. Și până la lecția 62, el o parcurs filmuleț cu filmuleț și trecusem așa și prin materie de liceu. Ajunsese eu până la loc. Ei bine, acest copil care terminase clasa a 7-a Vlăduț, la 7-a, clasa a 7-a din Sighișoara, au găsit răspuns la o serie de probleme pe care nu le știa. Au făcut toată materia de liceu, singur. Deci autodidact, numai 7 clase avea și a terminat clasa 12. Și avea nelămuriri, chiar așa spune el. Avea nelămuriri în legătură cu calculul integral dintre a 12. Și atunci, dând peste Prof Online, multe lucruri și-a lămurit el și a insistat la tatălui și a spus, tata,
te rog frumos, te rog tata, caută-mi și mie o cameră și mi-aduci și o tablă la mine și fac un, vreau să fac un filmuleț recunoștință profului online. Când a apărut filmulețul acela, crede-mă, Andreas, mă turisesc cu sinceritate, am plâns de bucurie. De mult mi se întâmpla așa, să trăiesc un moment de bucurie. Și n-am stat pe gânduri, am luat legătura cu el și am urcat în mașină și m-am dat Sighișoara și am făcut o lecție amândoi. În duet, elevul online și prof online. El, elevul online. Așa, elevul online. O lecție. Așa, elevul online, este el cu Vlăduț. El face și el lecții pe partea aceea. De ce spun prof online are un viitor extraordinar. Probabil că acest copil, care este un elev în clasa 10 acum, păle cu tine, este... Deci, în traditoria, termina să-ți place a 7-a în 2011. Deci, în clasa 10 acum. Așa bănesc eu, dacă nu cum o fi avut special, nu știu ce să spun de-a mine. Așa. Deci 2011-2012, anul școlar, fost a 8-a, 2012-2013 intra 9-a, 2013-2014 intra 10-a, 2014-2015 intra 11-a. Da. Cu tine, mai mare ca tine până la. Așa. Și m-am legat de chestia asta pentru că așa o inegalitate, în mod sigur, sunt destui cu și știu să o demonstreze inegalitatea asta și o și făcut-o de foarte multă vreme. Dar pentru noi, de cele mai multe ori, lucrurile acestea care sunt făcute sunt noutăți în etapa de învățare, nu? Știu, categoric, e limpede pentru copilul care învață, începe să pășească. Pentru el este noutate când reușește să țină echilibru. Sigur că sunt copii care aleargă, nu? Și care se joacă și asta nu mai este pentru el o problemă. Pentru noi este o problemă foarte importantă să facem și... Iată, tu gândesc că n-ai abordat niciodată inegalitățile acestea, care sunt spectaculoase, sunt extraordinar de frumoase. Sunt studii făcute pe inegalități. Așa că... Alo? Bună seara. Da, sunt la obiectiv, totdeauna seara. Da, de la 5 încolo mă găsiți aici. Da, dacă vedeți dezarmat, înseamnă că eu sunt aici. Bine, la revedere. Așa că... merită să văd demonstrațiile acestea făcute pentru inegalitatea generalizată. O pot face, pot să... și găsesc prin diverse colegi, diverse demonstrații. Dar nu singur frumusețea este și demonstrația, dar interesant este modul în care această inegalitate dublă se poate folosi în alte egeșiții. Și am să îmi vine în minte acum o egeșiție. Pentru că pentru media geometrică media aritmetică rămâne totdeauna mai mare. Adică media aritmetică joacă rol de hai să privesc invers. Pentru media aritmetică, media geometrică lucrează ca un minim. Da. Din ce? Chiar tot timpul mai mare decât media geometrică, da? Deci ca un minim lucrează. Din coace, pentru media geometrică, media armonică lucrează ca un minim. Sau invers, dacă privim din partea asta, ca un maxim. Și pe această speculație, hai să vedem un exercițiu interesant. Deci așa, să se... No, dacă x, y și z sunt numere pozitive, deci dacă x, y și z sunt numere pozitive, x, y, z
set sunt numere pozitive, iar plus sternuță, să se afle, să se determine, să se afle cea mai mică valoare a funcției f de x, y, z, f de x, y, z, egal cu x supra y, poate, x supra y plus radical din y pe z, deci x supra y plus radical din x, y pe z, plus radical de ordinul 3, cred că, să văd dacă așa este, din z pe x. Deci este funcția asta în trei variabile. F de x, y, z, egal cu x pe y, radical din y pe z, plus radical din 3 din z pe x. Da. Să se afle minimul acestei funcții. De regulă suntem obișnuiți cu o funcție într-o singură variabilă. Da. În x, x, y sau z, dar aici este vorba de o funcție cu trei variabile, x, y și z. Adică ce ar trebui să înțelegi tu, Andreea? Că dându-i x, y, z niște numere, găsim o imagine, o valoare. Iată, pentru x egal cu 1, y egal cu 1 și z egal cu 1, imaginea f de 1, 1, 1 înseamnă 1 pe 1, 1 plus radical din 1, 1, plus radical din 3 din 1, 1 și face 3. Adică triplete lui 1, 1, 1 îi se pune în corespondență imaginea 3, da, prin funcția asta. Dau lui x o altă valoare, altă tripletă, adică dacă x egal cu 2, y egal cu, nu dau negativ, nu? Pozitiv, o să zice tot timpul. Y egal cu 1 și z egal cu 3, atunci f de 2, 1, 3 îmi face, cât face? 2. 2 pe 1 plus radical din 1 pe 2. 1 pe 3. Da. Și plus radical din 3 din 3 pe 2. 3 pe 2. Este un număr ăsta. Da? Este un număr. Deci imaginea e un număr. Ei, autorul spune să se afle, nu să se arate, să se găsească minimul. Adică cel mai mic număr pe care îl putem obține, dându-i x, y, z toate posibilitățile. La un moment dat există cea mai mică valoare. Poate ne gândim să găsim și tripletul care creează, care face să apară cea mai mică valoare după înlocuire. Deci minimul aceste funcții. Minimul acestei funcții. Știm așa. Ia să vedem ce știm noi. Că dacă am media aritmetică, media geometrică e privită ca un minim pentru media aritmetică, da? Deci am zis așa. A plus B supra 2 e mai mare egal decât radical din A ori B. Deci tot tipul e mai mare decât asta. Altfel spus, A plus B e mai mare egal decât 2 radical din A ori B. Asta vine în două numere. Dacă iau 3, vine A plus B plus C, e mai mare egal decât cât ar fi aici. 3 radical de... Deci 3 radical de ordinul 3 din A, B, C. Și dacă sunt 4, înseamnă A1 plus A2 plus A3 plus A4. Am luat așa, da? Da. Mai mare egal decât 4, dar când și 4 din A, B, C. Din A1, A2, A3, A4. A1, A2, A3, A4. Și în general, pentru N numere, A1, A2,
A1 plus A2 plus A3 plus puncte, puncte plus A e mai mare egal decât e, radical de ordine e, din A1, A2, A3, puncte, puncte, A, e. Dar acum eu când vreau să folosesc inegalitatea asta, însă am numai trei numere de aici. 1, 2, 3. Eu când le mulțesc aici, vreau să apară așa. X supra Y ori Y pe Z ori Z pe X, ca să se poată simplifica. Ziceți acum. Deci, în clipa în care le înmulțesc, vreau să apară X pe Y ori Y pe Z ori Z pe X. Dar ca să scap de radical, să scap de radical, ar veni ăsta ori ăsta încă o dată, ori ăsta încă o dată. Deci ar trebui să am trei de ăștia. Că trei termeni de ăștia, prin înmulțire, fac radicalul, radicalul, radical, fac Z pe X totul la, cât, la a treia și dispare radicalul. Da. Dar eu am numai unul singur. Nu nimic. Acest 1 pe 1 pe 1 radical indice 3 din Y pe Z eu îl pot surprinde ca fiind egal cu o treime din radical indice 3 din Y pe Z plus o treime din radical indice 3 din Y pe Z plus o treime din radical indice 3 din Y pe Z. Deci, pe el singur, îl rup o treime plus o treime plus o treime. Ați fac trei treimi, înseamnă el de la început unul, nu? Da. De ce îl surprinde așa? De ce îl rupe în trei bucăți? Păi după putem să dăm factor. Pentru că în momentul când le mulțesc, vine radicalul, radicalul, radical și vine radicalul la a treia. Da. Și fiind la a treia, dispare radicalul și rămâne Y pe Z. Eu aveam nevoie de Y pe Z acolo să apară. Deci, în loc de acesta, am să spun 3. Dacă de Z pe Z pe X am nevoie, da? Iar în loc de Y pe Z, Z pe X trebuia să spun acolo. Z pe X. Z pe X. Z pe X și Z pe X. Iar pentru radicalul acela de ordin 2, în cât să îl rupem? În 1 pe 2. Sigur. Deci Y pe Z o să vă rupe ca fiind 1 pe 2 radical din Y pe Z plus 1 pe 2 radical din Y pe Z. Deci, repet, insist, ca să folosesc inegalitatea mediilor și visând la momentul când le mulțesc și cum am X pe Y una, celălalt Y pe Z și Z pe X, aș vrea să dispară radicalul și să se simplifice și cu asta îmi dă un număr în partea dreaptă. De aceea, F de X, F de X, Y, Z, va fi scrisă de noi în felul următor. Deci, spunem F de X, Y, Z F de X, Y, Z va fi scrisă așa. X supra Y plus acum, Andreea. Păi, 2 nu, 1 pe 2. Așa, 1 pe 2 radical din Y pe Z. Plus 1 pe 2. 1 pe 2 radical din Y pe Z. Da, Y pe Z. Plus 1 pe 3 ori radical din Z. Corect. Radical din Z pe X. Plus 1 pe 3. Radical din Z pe X. Da.
Deci unul pe 3 ori radical din ZX. Unul pe 3 ori radical din ZX. Și da, acum. Hai. Câți termeni sunt aici? Acum. 6. Mai mare egal decât 6. Radical indice cât? Șase. Păi uite, inegalitatea. Da. Când sunt el radical, da? Da. Deci mai mare egal decât radical indice 6, radical indice 6 din primul termen, x pe y. Ori 1 pe 2 ori radical din y pe z. Și iarăși, încă o dată, eu sunt tenis, adică sunt la pătrat ăsta. Da. Și mulți cu? 1 pe 3 ori radical din z pe x, totul la a treia. Radical indice 3, da? Da. Din z pe x, totul la a treia. Și cam mai departe cu? Avem 6, radical indice 6, din x pe y, da, ori x pe y, ori y pe z, ori 1 pe 4, da, 1 pe 4, y pe z, și ori cât? 1 pe 9, 1 pe? Nu. 1 pe 3 la 3. 27. Așa, 1 pe 27, ori z pe x. Și egal mai departe cu 6, radical indice 6 din. X pe y, nu. X-ul se termină, se termină, z-ul se termină. Și vine 1 supra 4, ori 27, da? Și egal mai departe cu radical de 6. 6. Radical indice 1 pe 108. Deci radical indice 6, adică cu alte cuvinte din 1 face 1. Deci vine 6 supra radical indice 6 din 108. Din 108. Asta este cea mai mică valoare pe care o atinge funcția asta. Deci minimul lui f de x, y, z este egal cu 6 supra radical indice 6 din 108. Și se realizează când x supra y egal cu cealaltă, cu egal cu 1 pe 2. Adică toate să fie egale între ele. Egal cu 1 pe 2 radical din y pe z și egal cu 1 pe 3 radical din z pe x. Deci, funcția asta admite un minim, cea mai mică valoare pe care o întoarce, că trebuie să o întoarce și 1 la un moment dat, nu? Sau 3, cât am când am dat noi nou acolo. Când am zis când x egal cu y egal cu z egal cu 1, face 3. Deci imaginea triplete 1, 1, 1, imaginea lui triplete 1, 1 este 3. Dar există un moment, o tripletă, adică 3 valori, x, y, z, care se dea 6, care se dea 6 pe radical și 6 supra 108. Cea mai mică valoare pe care o pot atinge. Iar în rest va avea totdeauna valori mai mari decât 6 pe radical și 6 108. Asta e cea mai mică valoare a funcției acestea. Foarte, foarte tare greșiți. Crede-mă că aceste greșiți nu se poate face altfel decât pe speculația asta. Inegalitatea medie. Aici a fost spectacol. Spectacol. Faptul că am văzut x pe y, y pe z și z pe x și că se va simplifica. Dacă lăsam așa și aplicam inegalitatea medie, venea x pe y o radical din y pe z. Da. O radical și 3 din z pe x și nu se putea simplifica. Că x-ul nu putea să ajungă tocmai aici. A trebuit să le eliberez. Și ca să le eliberez, ăsta e momentul foarte, foarte frumos, nu știu, foarte interesant, este că el îl văd ca fiind o treime plus o treime plus o treime. Pe 3
adică 1. Face 3-3, adică 1 ăsta de aici. Și prin înmulțire, vezi, prin înmulțire, tocmai se eliberează și rămâne Z pe X. Da? Z pe X. Adică e 1 pe 3 la 3, foarte bine, că ăsta tocmai el face serviciu. Da. Deci trebuie să scap de X, Y și Z. Eu trebuie să dau peste numărul acesta. Care e tocmai valoarea minimă. Da? Deci aici este frumusețea exercițiului. Cred că cu asta te-am convins, pe tine am convins și pe vizitatorii noștri că inegalitatea mediilor este o sursă de exerciții foarte, foarte frumoase. Toate exercițiile de aici care aveți voi la performanță au în vedere șmecheria pe aici. Sunt vreo două. Noi am făcut prin primii două. Da? Da. Mai este a treia, a patra este o identitate, poate o să facem pe a patra acum, și a cincea. Hai să vedem cum o facem pe a patra. Mai ducem și noi la un exercițiu. Iată că ne-am oprit la exercițiul ăsta și am făcut mai multe chestii, mai... Cum să spun, am insistat, pentru că mi s-a părut foarte, foarte interesant. Ce pleci tu de la prima parte, așa, de la exercițiul acesta? Inegalitatea mediilor. Inegalitatea mediilor, sursă pentru alte inegalități. Da? Sursă pentru alte inegalități. Ăsta ar trebui. Să rămână definitiv în minte pentru foarte multe perioade de timp. Da? Hai să scrie și pe a treia. O scriem și ne uităm un pic la ea, rămân ca tu să o faci. Da? Deci A, B, C, mai mari ca 1, arătați că, deci arătați că, arătați că logaritmul baza A din B pătrat plus C pătrat supra B plus C plus logaritmul baza A B din A pătrat plus C pătrat supra A plus C plus logaritm baza C din B pătrat plus A pătrat supra A plus B mai mare egal decât 3. C pătrat, B plus C, A pătrat plus C pătrat, A plus C, B pătrat plus A pătrat, supra plus B. Nici măcar același argument nu are. Nu avem, sigur, nu avem același argument. Data trecută parcă era... Aveam același argument. Am aranjat, bă, era același argument în final, nu? Da. Cam zis 3 ABC sau era deja? Nu, era deja. Era argumentul, era... Baza era diferită. Așa și acolo era 3ABC supra BAC. Sigur că da. Aici parcă nu avem nicio idee și totuși ceva trebuie să facem. Tu la ce te gândești? Lui tot cu inegalitate. Tot inegalitatea mediilor trebuie să fie. Să scoatem de undeva dintr-o anumită medie să găsim una din cei trei logaritmi. Și să fie, să logarimăm în baza A, în baza B, în baza C. Adică B pătrat plus C pătrat supra B plus C
să fie cumva într-o inegalitate acolo și să logarimăm. M-a făcut data trecută. Acolo însă ne-am prins foarte bine că a fost inegalitatea mediilor de ordin 3, nu? Da. Radical de ordin 3 din ABC, mai mare egal decât. Și acolo am mers frumos. Acum, ce să-i facem noi aici? Cum să vedem? Deci, dar nu este același lucru. B pătrat plus C pătrat supra B plus C, A pătrat plus C pătrat supra plus C. Știi care e cea mai bună soluție? Cea mai bună soluție e să o lăsăm ca temă, să zbucim și tu, nu? Pentru mâine seară. Da. Dar la prima vedere aș încerca să zic așa. Uite, eu știu că B plus C e mai mare egal decât 2 radical din BC. Așa? Da. Și că dacă e inversă, ar fi 1 supra B plus C este mai mic egal, că se schimbă sensul inegalității. Da, se schimbă. Da? Când întoarcem. Mai mic egal decât 1 supra 2 radical din BC. Așa. Și B pătrat plus C pătrat, tati. B pătrat plus C pătrat e mai mare egal decât 2 radical din B pătrat tot C pătrat produsul lor, 2BC. Dar e ușor, că dacă duce sfigă, e bine 1 la pătrat. Da. Dar nu mese mie aici cum aș fi vrut eu. Știi ce aș fi vrut eu? Să le pun una sub alta, să le mulțesc acum membru cu membru, dar asta e mai mic și cealaltă e mai mare. Vezi ce mi se întâmplă? Dacă o pun de sub B pătrat plus C pătrat, este mai mare egal decât 2BC. Și dacă îi mulțesc membru cu membru, nu știu ce să spun. Una e mai mic, alta e mai mare. Trebuie să fie același sens la inegalitate. Da. Da? Una e într-un fel și alta așa și nu îi pot mulți. Că la mulțire ar fi fost B pătrat plus C pătrat supra B plus C. O, nu e nicio idee. Dacă aș pune un BC la asta și un BC la asta și cum aș distribui numitorul, ar apare așa, logaritmul baza A din B pătrat plus C pătrat supra BC de supra B plus C supra BC. Ar face logaritmul baza A din. Dar de fapt eu trebuie să mă uit numai... Păi ar veni B, plus, B pătrat plus C pătrat ori BC. Deci B pătrat plus... Ce s-ar duce? Ar veni B pătrat plus C pătrat supra B plus C. Păi se simplifică, dar nu simplifică până la întoarce înapoi. Mă întoarce înapoi. Tocmai am făcut artificiu și vreau să valorific acum. BC. Este identitatea de aici. Da? Am pus numitor. Mi-am pus BC la asta, mi-am pus BC și la asta. Și acum, dacă distribui numitorul, da. Vine sus... Dacă e o fracție, am putea să... Nu, că tot argumentul. Deci vine B pătrat supra BC, adică vine B supra C plus C supra B. B supra C plus C supra B. Și jos ar fi 1 supra C plus 1 supra B.
mult supra C plus mult supra B. Cum vine chestia asta? Inegalitatea mediului mai poate fi văzută și media arbitrie cu media armonică. Da. Și atunci am așa. Eu știu, A plus B supra 2 e mai mare egal decât 2 supra 1 pe A plus 1 pe B. 1 pe A plus 1 pe B. Aici ar fi, la, dacă lucrăm cu BC, putem să luăm și cu AB, că doar suntem aici, nu? Și asta e tot atât de bine. Și ar fi 2 să-l pun aici, ar fi echivalent cu A plus B supra 4 mai mare egal cu 1 pe A 1 supra A plus 1 supra B. Și ca să-mi apară să mulțesc, A, B, C sunt mai mari ca 1. Acum A plus B pe 4 mai vedem că A plus 1 pe B. Să mulțesc toată relația asta cu cine? Dacă o mulțesc cu B sub A supra B plus B supra A. Deci A supra B plus B supra A, ca să mi apară ca aici, ar fi că apare A plus B pe lângă A pe B plus B supra A supra 4 mai mare egal decât logaritm în baza decât A pe B plus B pe A supra 1 pe A plus 1 pe B. Și dacă logaritmăm, nu se schimbă sensul inegalității, ca să mă duc, invers, că baza suplimentară, deci nu m-am dus pe culoarul. Dacă tu te-ai apucat de ghișul ăsta, ce faci? După o tatonare de asta, așa, încercați să te uiți la sfârșit. Nu să vezi o soluție dacă autorul dă vreo idee. Poate îți dă vreo inițiativă, îți dă ceva. Și poate poți valorifica de acolo. Deci, după ce taponești, îți iși și încerci acolo, vezi, poți să înțelegi soluția. Că până acum ce făceai de regulă? Copiai de acolo relațiile, ce era una cu alta și asta era. Din multe ori zădea numai răspunsul la ecuațiile care erau pe acolo un răspuns și nu aveai ce copia. Dar aici mă gândesc că autorul ar trebui să dea o indicație. Că este o inegalitate frumoasă, interesantă. Vedem că nu avem alte inițiative aici. La ce pagină ar fi răspunsul? Sunt răspunsuri aici? Da, sunt la sfârșit. Ia să vedem. Dacă ne... La capitol. Capitolul... Ce capitol fi ăsta? Cred că printre primele. Nu? La început aici. Da. Ecuație exponențială și probleme. Așa. Exerciții și probleme pentru aprofundarea funcția putere, funcția radicală, subjective, injective, obiective, pe aici, funcții, logaritm, așa. Uite, dar ai niște teste pe aici, știu. Păi asta e la cel mai tare să le facem, testele astea. La sfârșit, sunt teste deja făcute. 9-10 teste de sinteze. Chiar aici o să ne ducem cât de repede. Dar să ne terminăm astăzi ce am început. Da. Testul acela. Puneți-o.
Și pe urmă ne ducem aici, că sunt într-adevăr foarte frumoase. Deci la ce fi aici pe radicale? Pentru performanță. Dar, știi, n-am eu timp să mă uit acum. Rămâi să găsești tu. Da. Și vezi dar și cum poți să dai răspunsul, da? Da. Așa. N-am timp acum. Până găsim părușit, se filmează pe din timpul. Dar rămâne asta și pentru vizitatorii noștri. Poate vedem și soluția. Iar pe Prof Online și în momente de acestea de serviciu, nu? Am încercat, n-am văzut-o, rămâne să mă gândesc și eu. Numai că tu ai carte, eu n-am carte, așa e problema. Da, asta e avantajul tău. Dar să sper că ți se dă și indicații. Eu așa sper, să dă și indicații. Mai greu, mai complicate, dă și indicații, sigur că da. Așa. Acum, următorul punct. Am să-l face și pe 4, cum s-a părut interesant. Să demonstreze identitatea. A pătrat supra BC totul la puterea logaritm decimal din B supra C. Ori B pătrat supra AC, da? Totul la puterea logaritm din C pe A, logaritm din C supra A. Și ori logaritm, ori C pătrat pe BA, C pătrat supra BA, totul la puterea logaritm din A pe B, deci din A pe B, să fie egal cu 1. Deci să arătăm că aceasta este 1. Cum propui tu aici? Deci să arătăm identitatea asta. Deci A pătrat supra BC ori la puterea logaritm din B pe C plus B pătrat supra C la logaritm din C pe A. Păi dacă trebuie să fie egal cu 1, fiecare teren ar trebui să fie pe rândul 1. Aia, dar nu cred să mulțumesc în mod natural. Și 1 pe 2 ori 2 nu faci și tot 1. Deci, nu lucrezi în mulțimea numerelor naturale sau întregi, sau știu eu, nu, n-ai niciun motiv. Dar fiind un produs, și fiindcă sus sunt logaritme aceia, ce îți vine în minte, gândindu-te la logaritm și când ai un produs, ce proprietate știi tu la logaritm? Logaritmul unui produs, nu? Lucrează logaritmul. Lucrează logaritmul asupra unui produs. Asupra unui produs și îl transformă în sumă. Asupra unei fracții și transformă în diferențe. Și aici fiind un produs, ce să faci la egalitatea asta? Să o logaritmez. Deci o logaritmăm și în stânga și în dreapta. Deci echivalent. Ori arăți pe asta și cum nu poți, că nu ai aceeași bază, nu ai ce opera, ești în situația delicată. Dar poți să faci chestia asta, că logaritmăm și stânga și dreapta, logaritm din toată expresia asta, adică din A pătrat supra BC la puterea logaritm din B supra C. Ori B pătrat supra AC la puterea logaritm din C pe A. Ori C pătrat supra B AB, nu? BC. A, nu, BA. AB, da? Da. Dacă e ce la cintele? AB, totul la puterea logaritm din A pe B, egal cu logaritmul din dreapta, logaritm în baza lângă din 1, nu? Deci ori arăți asta, ori egal la asta. Și tu am tu. Acum logaritmul unui produs, cu cine este egal logaritmul unui produs? Cu suma. Suma logaritmului, deci logaritmul din primul,
le vedem. A pătrat. A pătrat supra. De ce? La log din B pe C. Logaritmul din B supra C. Plus. Plus. Logaritmul din B pătrat la AC. Totul la logaritm din C pe A. Logaritm din C pe A. Ori. Nu ori. Nu, plus. Plus. Logaritm față. C pătrat supra BC din logaritm la puterea logaritm din A pe B egal cu logaritm din 1 cât este? 0. 0. Echivalentul. Acum, logaritmul B pe C este în față. Deci logaritm din B supra C ori logaritm din A pătrat supra B ori C. Da, plus. Logaritmul din C pe A ori logaritm din B pătrat supra C. B pătrat supra C, da. Plus logaritm din A pe B ori logaritm din C pătrat supra BC. E la C. Echivalent cu? Păi simplific. Am putea scrie logaritmul pătrat din... E logaritmul din B supra C. Ce știm despre logaritmul unei fracții? Desfășoară ca o diferență. Ca o diferență. Deci logaritmul din B minus logaritmul din C. Totul în paranteză mulțit cu... Logaritmul din A pătrat minus logaritmul. Așa, adică 2 logaritmi. Din A pătrat faci 2 logaritmi din A. Minus logaritmi din C. B ori C. B ori C. Pe urmă, plus. Logaritmi din C minus A pe lângă. Logaritmi din C minus logaritmi din A. Totul pe lângă. 2 ori logaritmi din B. Da. Minus logaritm din AC. Da. Plus logaritm din A minus logaritm din B pe lângă 2 logaritm din C minus logaritm din BC. Minus logaritm din BC. Din dacă e C, BC? Nu, din AB trebuie să fie. AB trebuie să fie. Da? Deci din AB. Logaritm din AB, da? Da. Egal cu 0, echivalent cu. Aici lăsăm așa logaritm din B minus logaritm din C pe lângă 2 logaritm din A minus logaritm din B. Aici din BC. Avem logaritm din B plus logaritm din C. Și minusul din față schimbă semnul amândoi. Da. Minus logaritm din B. B. Minus logaritm din C. Plus logaritm din C. Minus logaritm din A. Da. Pe lângă 2 logaritm din B minus logaritm din A minus logaritm din C. Plus plus logaritm din A minus logaritm din B pe lângă 2 logaritm din C, da. Minus logaritm din A minus logaritm din B. Să facă 0, trebuie să facă 0. Să vedem. Și acum muncim. Ce să facem? Să desfacem paranteze, ca și exact cum să desfac două paranteze. Da. Deci, pe primul mulțim cu tot celălalt, pe al doilea cu tot celălalt și așa mai departe. Și vine. 2 logaritm pătrat din A ori B. Nu-i, de ce zici tu din pătrat? E logaritmul logaritm? Nu se poate. A. Ăsta e din B, ăsta e din A. Da. Nu, nu ori și mulțim cu celălalt, mă, deci. 2 logaritm din B ori logaritm din
Deci hulăgând nu se mulțesc. Da. Înțelegi? E funcția aceea. Deci 2 logarit de B logarit din A minus logarit din minus? Hai. Logarit din B ori logarit din B care logarit? Pătrat din B. B. Că ăsta e numărul la pătrat. Deci minus logarit pătrat din B minus logarit din B ori logarit din B. Așa. Și am terminat cu logarit din B. Da. Minus 2 logarit din A ori logarit din C. Logarit din A ori logarit din C. Plus logarit din A ori logarit... Nu, logarit din B ori logarit din C. Logarit din B ori logarit din C. Plus logarit pătrat din C. Plus logarit pătrat din C. Și am terminat cu prima paranteză. Acum ne mutăm la cea a doua. Plus 2 logarit din C ori logarit din B. Minus logarit din A ori logarit din C. Minus logarit din A ori logarit din C. Minus logarit pătrat din C. Minus logarit pătrat din C. Apoi vine minus 2 logarit din A ori logarit din B. A, logarit din B. Da. Plus logarit din A, logarit pătrat din A. Plus logarit pătrat din A, așa este. Plus logarit din A ori logarit din C. Plus logarit din A ori logarit din C. Apoi plus 2 logarit din C ori logarit din A. 2 logarit din A, hai să zic, ori logarit din C. Minus logarit din A, logarit pătrat din A. Minus logarit pătrat din A. Minus logarit din A ori logarit din B. Ori logarit din B. Apoi... plus... nu-i min... E minus, e minus. 2 logarit din B ori logarit din C, da? Da. Minus 2 logarit din B ori logarit din C. Plus logarit din A ori logarit din B. Plus logarit pătrat din B. E ca cu 0. Să vedem la minute 0. Hai să lucrăm de acum. Da. Logarit pătrat din B, da? E ca un calcul. Păi avem. 2 logarit din A ori logarit din B cu plus. Avem undeva minus 2 logarit din A ori logarit din B? Da. Este aici cu plus, este aici cu minus. Da. Deci o redus. Apoi avem. Logarit pătrat din B. Avem undeva cu plus logarit pătrat din B? Da, avem pe undeva. La sfârșit? Da, la sfârșit, e ultimul. Ah. Logarit din B ori logarit din C avem fix peste un termen. Așa. Deci s-a dus și ăsta cu ăsta. 2 logarit de A ori logarit din C plus... E minus 2 aici logarit din A ori logarit din C. Și căutăm și 2. Plus 2 logarit din A ori logarit din C. Da. Deci s-au terminat. Așa. Logarit pătrat din C. Cu minus logarit pătrat din C. Nu-l văd pe logarit pătrat din... După 3 termeni. Avem asta, asta e cu plus. Ăla e cu plus și un... asta e aici. Da. Așa. Apoi, loga... plus... 2 logarit din C ori logarit din B. Cu minus avem... un plus. Aproape. Asta e cu aici și asta e cu minus. Minus logarit din A ori logarit din C avem cu plus. Este aici. Da. Și unul cu minus. Logarit pătrat din A cu plus avem cu minus după. Da. Logarit din A ori logarit din B cu logarit din A ori logarit din B. Și face 0. Da. Și cu asta am demonstrat egalitatea ce. Deci, vezi? Mamă. Foarte interesant, nu? Da. Deci, ne-ați zis așa, demonstrați identitatea asta. Dacă aș fi fost aceeași bază, copiem bază și adunăm exponenții. Nu a fost să fie. Și atunci,
Iată la ce folosesc logaritmii. Extraordinar. Ne permit să coborâm exponenții. Dar de ce mi-a venit minte ideea să logaritmez? De ce? Pentru că văzând logaritmul sus din DPC, numai logaritmul aruncă exponentul în față și numai faptul că am un produs, logaritmul unui produs, știu cu cine este egal cu suma logaritmilor. Și pe urmă am scurat exact la ceea ce s-a întâmplat. Coborând așa, ăsta e logaritmul unei fracții, diferența logaritmilor, iar logaritmul unei fracții, aruncă exponentul și paranteza îi desfacem și zic, trebuie să dea zero. Asta trebuie să dea. Da, în final așa s-a întâmplat. Da, deci... Da, și...